În continuare povestim despre cât de frumos a fost marcat și cât de frumos a fost sărbătorit, de fapt, și pus în valoare portul tradițional românesc în cadrul unui festival desfășurat recent în Italia. Vorbim despre festivalul care are și un nume tare frumos, Fir de Trandafir, s-a desfășurat în regiunea Liguria, în Italia, iar mai multe despre programul evenimentului discutăm în continuare cu doamna Nica Tkaci, învățătoare de limbă română și autoarea proiectului Vorbește Românește cu Nica, despre care noi am mai povestit în emisiune. Doamna Tkaci este alături de doamna Lucia Grecul, președinta Asociației Culturale DOR, așa că le salutăm și le mulțumim pentru că sunt cu noi în această seară. Bună seara, doamna Tkaci, și bună seara, doamna Grecul! Felicitări pentru idee, pentru inițiativă. Fir de Trandafir se numește acest festival și să vă rog să ne povestiți cum s-a desfășurat și ce activități ați inclus în eveniment, pentru că am văzut tot felul de ateliere care de care mai interesante și mai drăguțe. Doamna Grecul sau doamna Tkaci, cine, oricine vrea să ne spună. Abia la medicale a fost pe primei s-a desfășurat prin provincie din Sirva, orășelul San Salvador din Cobor. Acest festival l-am început cu doamna Nica Tkaci. Am încheiat cu planul mare și viitor, dar în timpul ăsta am sărbătorit ziua universală a Iubirii și protagonistul a fost Cămașa Românească, dar totodată și portul nostru și portul nostru strămojesc. La acest festival au avut foarte multe plinți și dansuri și chiar unele atelierii cum ar fi între copiilor. Doamna Grecul, stați așa că semnalul nu e foarte bun și vă aud cu întrerupere. Doamna Tkaci, poate dacă ne spuneți dumneavoastră o să se audă mai bine. Auzit acum? Mai bine? Cred da, că un pic. Suntem departe, da. Festivalul Fir de Trandafir a luat naștere de la un fir, de la mai multe activități mărunte pe care le-au organizat diaspora aici. Iar în acest an, unindu-ne toți împreună toate eforturile, am zis de la fir, de trandafir, să crește mai mare. Respectiv știind că trandafirul este unul din simbolurile demnității și al iubirii, al pasiunii și se găsește foarte des în portul popular, imprimat pe cămașe, pe prosoape, pe fete de mese, pe deschisuri de fete de pernă, pe port, pe garduri. Am zis că ne va fi de bun augur în organizarea acestui eveniment. Ce alte sau ce ateliere, ce activități ați inclus în programul evenimentului? Programul evenimentului am avut mai multe activități. Una dintre ele a fost stilate de cămăși și porturi tradiționale, fie din Republica Moldova, cât și din diferite regiuni ale Republicii. Doamna Tkaci, eu o să vă rog, ne cerem scuze, doamna Grecul, nu știu de ce, e o problemă tehnică, probabil, pe dumneavoastră vă auzim un pic mai rău și atunci o să rog pe doamna Tkaci să ne povestească mai multe. Zic că evenimentul a avut mai multe și a propus mai multe activități pe care le-am desfășurat. În primul rând a fost spectacolul de dansuri, de muzică, dar bineînțeles nu putea să nu existe și o paradă a portului popular. Anul acesta ne-am propus ca această paradă să fie efectuată de familii din diverse zone. Zona Muntenia din România, zona Bucovina și partea centrală a Republicii Moldova, localitatea Orhei. Bineînțeles că am avut și stand gastronomic și ateliere pentru copii de meșteșugărit, de împletit cosițe. Nu a ezitat să fie
datina strămoșească, cum este întâlnirea oaspeților cu sare și cu pâine și sare, după care am avut mult mai multe alte activități despre care ne spune Lucia. Deci noi am luat ca protagoniști și copiii noștri și nucleile familiare. Am dansat basmaua, pentru că nu există ie fără o basma frumoasă, tradițională. Am dansat o horă cu toată administrația locală și cu toți oaspeții care au venit la sărbătoare. Deci am încercat să transmitem o atmosferă de bucurie, o atmosferă de fericire, trăind cămașa tradițională și portul strămoșesc în armonie. Ce spun cetățenii italieni despre tradițiile noastre? Eu sunt convinsă că, fiind stabilite acolo de ceva vreme, ați reușit să împărtășiți cu cetățenii italieni din tradițiile noastre, cultura noastră. Cum suntem noi văzuți acolo? Aș începe că noi suntem văzuți foarte bine și am mai făcut sărbători în teritoriu. Chiar a fost și 8 martie, a mai fost și o serată culturală. Deci italienii le place cultura noastră românească, le place portul nostru și chiar le place neamul nostru. Ei vin cu plăcere, gustă din bucatele noastre, joacă hora, chiar în frunte cu primarii și cu toți localnicii, joacă hora și sunt entuziasmați de așa sărbători culturale. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați intrat în legătură directă cu noi și am povestit un pic despre acest festival. Bănuiesc că vă doriți și următoarele ediții și că mai pregătiți asemenea evenimente care să scoată în evidență tradițiile noastre, nu-i așa? Cu siguranță, acesta doar a fost primul fir de trandafir pe care l-am implantat anul acesta, prima ediție 2024, și deja avem susținerea administrației publice locale care deja au zis că vor să includă acest eveniment în planul evenimentelor pentru anul 2025. Bineînțeles că toate aceste lucruri se organizează împreună, de comun acord, în care persistă buna comunicare, buna înțelegere, buna dispoziție, libera opinie de exprimare, și atunci lucrurile derulează foarte, foarte frumos. Felicitări pentru realizarea acestei idei. Mult, mult succes vă dorim și vă așteptăm și la noi în studio. Mulțumim tare mult! Vă mulțumim frumos! O seară bună! Mulțumim frumos! Mulțumim că sunteți deschiși și curioși ce face diaspora. Întotdeauna, întotdeauna. Mulțumim și noi tare mult!